O recapitulare, probabil că ne-ar prinde bine. Petru începe prin a ne arăta, de fapt tot capitolul vorbește despre viața creștină. Petru începe prin a ne arăta că această viață creștină este primită prin credință, nu? Este căpătată, este un dar de la Dumnezeu. Obișnuit noi să zicem, s-o căpătat și ăsta, da? S-o ajuns. Ne-am ajuns prin darul lui Dumnezeu, am căpătat de la Dumnezeu. Versetul 2 ne arată principiul prin care viața noastră pe care o avem deja funcționează. Pe ce principiu? Principiul harului și păcii care sunt înmulțite de Dumnezeu prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Noi trăim pe principiul harului, nu pe principiul strădaniilor noastre. Dar vom vedea imediat că și strădaniile au un rol, da? Dar vedem că prioritatea, principiul vieții noastre, ceea ce aduce productivitate, rod în viața noastră, este harul lui Dumnezeu care este înmulțit în noi. Apoi am văzut în versetul 3 și versetul 4, proviziile pe care Dumnezeu ni le-a dat ca să trăim viața de credință. Da? Am folosit niște cuvinte cu P ca să poate să fie mai ușor de reținut cum funcționează viața de credință. O primim prin credință, principiul este principiul harului și păcii care ne sunt înmulțite de Dumnezeu. Iar proviziile sunt cele pe care le enumeră Petru în versetul 3 și versetul 4. Da? Observați, de două ori spune Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit. Apoi versetul 4, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe. De la versetul 5 se schimbă puțin tonul lui Petru. Dacă până la versetul 5 ne-a spus ce ne-a dat Dumnezeu, ce ne-a dat Dumnezeu, ce ne-a dat Dumnezeu, ce am căpătat, de la versetul 5 zice, de aceea, și de aceea, când folosim noi expresia de aceea, într-o vorbire obișnuită, când spui de aceea, ce vrei să introduci? O concluzie, o implicație. Fiindcă eu ți-am dat asta, tu trebuie să faci următorul lucru. Este o concluzie, da? Este o implicație. Este un efect. Este un rezultat. E foarte important să țineți minte ordinea asta care e banală la urma urmei, nu? Fiindcă Dumnezeu ne-a dat, de aceea și noi trebuie să răspundem lui Dumnezeu într-un fel. Dar ordinea e importantă. Nu eu fac ceva și ca urmare că eu am făcut, eu sunt puternic, eu pot, eu sunt grozav, Dumnezeu zice, face și El ceva. Este vorba asta între oameni. Dacă tu faci un pas către Dumnezeu, adică tu primul, atunci și Dumnezeu zice, face un pas către tine, sau doi, sau zece, sau 1.000. Dar nu este așa. Vedem că prima dată lucrează Dumnezeu. Întotdeauna prima dată lucrează Dumnezeu. Întotdeauna. În orice lucru bun pe care îl faci, întotdeauna a fost lucrarea lui Dumnezeu, inițiativa lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu. Din nou, așa se diferențiază creștinismul de orice altceva. În orice altă religie, zeii păgâni chemau pe om să facă ceva. Dacă aduci libația, dacă aduci ceremonia, dacă faci ritualul, dacă încerci să-l liniștești pe zeu, atunci și zeul o să reacționeze către tine. La noi nu este așa. Pe când eram noi încă păcătoși, Dumnezeu a dat pe Fiul Său. Pe când noi nici nu existam, Dumnezeu din veșnicie ne-a avut în inima Lui și în planul Lui și s-a gândit la noi. N-am făcut noi niciun pas către Dumnezeu, nu? Ce batjocorire să te duci înaintea lui Dumnezeu, să te bați cu pământ pe piept. Doamne, eu am făcut un pas către tine, de aceea și tu trebuie cumva să mă binecuvântezi, Doamne, nu? Nu, nici vorbă. Dumnezeu ne-a binecuvântat în Hristos înainte de veșnicii. Dumnezeu ne-a binecuvântat în Hristos înainte ca noi să existăm. Și pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat în felul acesta în care este descris la versetul 1 până la versetul 4, Petru spune, de aceea dați-vă, ți-a dat Dumnezeu, dă-ți și tu. Nu zice să-i dai tu lui Dumnezeu, să-ți dai ce? Silințele. Ce înseamnă să-ți dai silințele? Noi mai poate v-ați mustrat dumneavoastră copiii cu expresia asta. Mă, nu-ți dai deloc silințele. Nu te strădui deloc. Ce te aștepți tu de la copilul tău când îi spui că nu se străduiește? Adică chiar dacă, asta vrei să spui prin expresia asta, chiar dacă ți-e greu, totuși străduiește-te să o scoți până la capăt, nu? Nu-ți dai deloc silințele. Spui, ai dat o leacă de greu, gata, te-ai potignit. Când Petru spune dați-vă și voi toate silințele, nu câteva silințe, să-ți dai toate silințele, Petru vrea să ne spună că viața de credință este o luptă, e grea. Faptul că Dumnezeu ne dă puterea Lui, că Dumnezeu ne dă provizii nemărginite, nu înseamnă că eu merg fluierând prin viață. Că așa au spus fratele Andrei dimineață, că n-am nicio treabă, că Dumnezeu îmi dă putere, îmi dă har, îmi dă pace. Eu numai trebuie să dorm bine, mersi. Departe de mine așa ceva. Vă dau o imagine.
Unii oameni așa interpretează predicarea mea sau predicarea altora. Vă dau imagine. Dacă mama ne-ar fi sus acum la amiază, masa e plină, e îmbelșugată. Aveți aici de mâncare, de toate. Noi am fi spus, dacă masa tot e plină, nu ne mai ducem să mâncăm. Asta vă întreb, e minte de om normal la cap? Nu, asta e un om nebun care gândește așa. Ce să mă mai strădui eu să mănânc? Că să mănânci necesită efort, domnule. Trebuie să mesteci, trebuie să rupânia, trebuie să duci lingura în farfurie și după aia la gură de 100 de ori. Mai bine stau în pat flământ. Așa gândește un om normal? Nu! Când aude că masa e plină, îi încuraja și se duce să mănânce. Când tu ai auzit dimineață că Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit, tot ce o să faci? Dacă ne-o dăruit tot, nu mai face nimic. Nu! Dimpotrivă, pentru că Dumnezeu ți-a dat provizii nemărginite, folosește-te de ele. Asta e gândirea omului normal, nu? Asta e gândirea omului. Fiindcă am atâtea provizii la... Așa gândește un om născut din nou. Un om care e împăcat când stă în adunare și aude că Dumnezeu i-a dat totul. Zice, ia, mai bine, acum pot fi un leneș și neroditor. Nu, ăla o să zică, fiindcă Dumnezeu mi-a dat atâtea bogății spirituale, o să mă folosesc de ele. Fiindcă Dumnezeu mi-a pus la dispoziție atâtea provizii, nu o să-mi bag joc de Dumnezeu. Bine că mi-o lădea, nu mai fac nimic. Ci o să mă folosesc de ele. Și asta spune Petru. De aceea dați-vă și voi toate silințele. Aici este un răspuns la întrebarea asta. De ce viața noastră de atâtea ori arată așa de sărăcăcioasă, de slabă, de nenorocită și de jalnică? Știți de ce? Că uneori credem că lucrurile trebuie să meargă așa de la sine, automat. Vă mărturisesc și dumneavoastră în seara asta. Mie câteodată nu-mi vine să citesc din Biblie. Nu-mi vine să predic. Nu-mi vine să mă rog. Dumneavoastră vă vine totdeauna, nu? Te trezești la 4 dimineața și zici, aha, unii e Biblia repede, hai să o oră, două să ne rugăm și să cântăm și să lăudăm pe Dumnezeu, așa-i? Mă bucur de dumneavoastră, ce să spun? Nu ne vine! Dar știi că trebuie să o faci. Ca să-i hrana spirituală. Nu-ți vine câteodată să vii la adunare. Te înțeleg. Dar dacă... Te înțeleg că nu-ți vine. Dar dacă nu vii totuși, asta e nescuzabil. De ce? Că ar fi trebuit să-ți dai toate silințele să vii. N-am chef. Simt, așa, nu știu unde mă doare, dar simt că mă doare și n-am chef să mă duc azi la adunare. Și dacă n-ai chef, ce? Silește-te și du-te la adunare. Pavel spune, în același gând cu Petru, când Pavel spune în a doua epistolă, de aceea ne silim să-i fim plăcuți. Ne silim. Nu-ți vine, avem o expresie, nu-mi vine. N-am chef. Ce treabă are cheful tău cu trăirea după voia lui Dumnezeu? E mai important cheful tău și sentimentele tale decât voia lui Dumnezeu? Și dacă nu simt. Nesimțitul ăla din mine, care e o nesimțire, nu simte să facă voia lui Dumnezeu. Nesimțirea aia o pun deoparte și ascult de cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu mi-a pus la dispoziție toate proviziile. Și eu mi-am hotărât să-mi trăiesc viața nu după sentimentele pe care le am. Nu după ce simt eu, mă apucă câteodată. Mai sunt de mână ăștia bărbați. Dom'le, nu mai simt că-mi iubesc nevasta. Și dacă nu simți ce? Care e problema? Dumnezeu te-a pus într-un legământ. Dumnezeu nu ți-a zis, stai cu nevasta ta cât timp simți, corect? Nici o nevastă, nici o femeie nu s-ar căsători așa. Și stea cu bărbatul, zice, eu cât simt, voi fi cu ea la bine și la greu, în boală și în boală și în sănătate, în sărăcie și în bogăție, până când simt eu. Nici unul nu spune așa, nici o femeie nu s-ar căsători așa. E acolo un legământ care nu se bazează pe simțit. Se bazează pe o hotărâre fermă de a merge până la capăt, indiferent de ce se întâmplă. Viața de credință este la fel. Viața de credință este la fel. Ne dăm, spune Scriptura, toate silințele. Limbajul ăsta, silirii, a plecat din gândirea noastră a pocăiților. Limbajul silirii. E bun cuvântul care l-a ales Cornilescu. A te sili. Sună așa de dur, nu? Cum e să silești pe cineva? Toată lumea judecă, domnule, libera voință, e libertate, să facă omul ce simte, ce dorește. Și noi să ne potrivim și noi cu cultura și cu mentalitatea culturii astea, am scos și noi din limbajul nostru silitul. Oh, viața de credință e tot așa, veniți la Domnul, că tot așa plutești, așa, într-un fel, cum sunt tineri îndrăgostiți. Ai, grozavă, viața de credință, ce extraordinară. E extraordinară. Dar în multe cazuri e necesară silirea. Și necesară silirea, nu fiindcă cuvântul Domnului urât sau rău sau greu, ci că firea noastră nu este potrivnică de atâtea ori. De asta e necesară silirea. Problema e la noi, nu la cererea lui Dumnezeu. Să fim siguri de lucrul acesta. De aceea, fraților și surorilor, spune Scriptura să ne dăm
Și noi toate silințele. Să ne dăm silințele ca să cer. Zice ca să uniți credința voastră cu fapta. Să unim cu credința fapta. Ca să unești cu credința fapta înseamnă că ai credința aia, nu? De ce să uniți cu credința voastră? O aveau deja credința. De unde aveau credința? Păi ți-o spus în versetul 1 de unde o are. Auziți? Către cei ce au căpătat o credință. Dumnezeu ți-a dat credința și zice să unești cu credința fapta. Ortodoxi și catolici ne critică pe noi pentru că ei spun, doamne, ăștia pocăiți tot predică că suntem mântuiți fără fapte, fără fapte. Am citit dimineața câteva texte, nu suntem mântuiți fără fapte. Și ei trăiesc cum vor ei. Acum comparați dumneavoastră pe pocăiți și pe ceilalți. Chiar trăiesc pocăiți cum vor ei? Nici vorba de așa ceva. Este o acuzație care nu-i fondată și testată practic că nu-i adevărată. Acolo unde au fost pocăiți, în general, societatea a mers mai bine. Acolo unde au fost pocăiți, în general, lucrurile au mers mai bine. Serios. Și din punct de vedere al educației și financiar, din orice punct de vedere, civic, din orice punct de vedere, lucrurile au mers mai bine. Deci, practic, nu e adevărată acuzația. Dar textual, Petru spune în felul următor. Să unim cu credința fapta. El nu zice că e suficient să ai credință. El nu zice că e suficient să ai credință. Suntem mântuiți numai prin credință, dar nu suntem mântuiți printr-o credință care nu produce nimica după aia. Înțelegeți? Eu sunt mântuit numai prin credință. Dar după ce sunt mântuit, credința asta mea, dacă este o credință vie, ce va face? Va produce fapte. Pentru că credința fără fapte e moartă. Și unii, și asta spune Iacov, asta spune și Petru, credință cu fapte, și unii zic, mă, da, Petru cu Pavel s-o cam contrazis. Că Pavel a zis în trei texte. Am citit Tit, nu? Am citit Efeseni. Sunt multe. Am citit 2 Timotei. Sunt multe texte unde el spune nu prin fapte, nu prin fapte, nu prin fapte. Romani, nu prin fapte. Și zice, mă, ăștia se contrazic ăștia doi. Ia să vedem dacă se contrazic. Vedem ce zice Pavel. Și interesant, dacă citiți Tit, de exemplu, de 3 ori se spune. Ei să fie cei din tâi? Câteva versete mai sus spune, nu suntem mântuiți prin fapte. Coboară câteva versete și spune, da, să fie cei din tâi în fapte bune. Pentru că el spune, nu faci fapte bune ca să te mântuiești. Pentru că ești mântuit. Este o mare diferență. Ăsta ca să și pentru că sunt două lucruri diferite. Nu fac fapte bune ca să mă mântuiesc, ci fac fapte bune fiindcă sunt deja mântuit. Și Pavel spune multe locuri lucrul acesta și în Efeseni. Auzi ce spune el. Foarte interesant. În același pasaj unde spune prin har ați fost mântuiți, prin credință, nu vine de la voi, este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte. Ca să nu se laude nimeni. Versetul imediat următor spune așa. Că noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune. Vedeți? Două versete. Un verset spune nu prin fapte suntem mântuiți și următorul verset spune dar odată ce suntem mântuiți, suntem zidiți în Hristos, suntem ai lui, suntem făpturi noi, în mod natural noi ce vom produce? Fapte. Credința vie adevărată, credința care e darul lui Dumnezeu este o credință care produce fapte. Este aceeași teologie, aceeași învățătură, aceeași doctrină în toată Sfânta Scriptură. Nu există niciun fel de contradicție. Cine are credința adevărată, va produce fapte. Acum, ce sunt faptele? Chișor să zic, fapte bune, fapte bune, fapte bune. Că și ateii fac fapte bune, și ortodoxi fac fapte bune, și adventiștii fac fapte bune, și pocăiți fac fapte bune. Ce sunt fapte bune? Vă spun un lucru. Ca să fac o faptă bună, n-am nevoie de Dumnezeu. Nu știu, poate vi se pare blasfemia tot ce vă zic acum. Ca să dau geamul jos la semafor și să dau lună 10 lei, nu trebuie să credem în Dumnezeu. Stai de acord cu mine? Ca să vină vecinul de peste drum la tine și să te ajute la acoperiș sau să te ajute să muți pământul sau nu mai știu ce din fața casei sau să faci ceva acolo, nu trebuie să creadă în Dumnezeu. Bine așa că zicem noi băiat bun. Sau că ești prieten cu el. Sau tu l-ai ajut pe el, el te ajută pe tine, o mână se spală pe alta. Cam asta e teologia populară. Deci nu trebuie să creadă în Dumnezeu. Dar despre ce fapte vorbește Pavel aici? Despre ce fapte vorbește Petru aici? Despre ce fapte vorbește Iacov? Despre ce fapte vorbește Domnul Iisus când spune vor vedea faptele voastre bune și vor slăvi pe Dumnezeu? Păi când fac atei fapte bune nu slăvește nimeni pe Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră că e vorba despre niște fapte bune diferite decât cele ale necredincioșilor. Diferite. Pentru că Pavel spune, de exemplu, că aceste fapte bune au fost pregătite mai dinainte de Dumnezeu. Efeseni capitolul 2 cu versetul 10. Ca să umblăm în ele. Sunt altfel de fapte bune. Și ce fapte bune? Fapte bune care vin din credință. Fapte bune care sunt motivate de credința mea în Dumnezeu.
Eu fac o faptă bună de dragul lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu, cu puterea lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu. Ateul n-are nicio preocupare pentru voia lui Dumnezeu, n-are nicio preocupare și niciun fel de dependență de puterea lui Dumnezeu și nu le face pentru gloria lui Dumnezeu. El le face pentru glorie personală. El le face de filantropie, așa. La noi fiecare faptă bună este o faptă bună legată de Dumnezeu. De asta spune să unim cu credința fapta. Nu să facem numai o faptă bună. Să facem o faptă bună din credință. Pentru că tot ce nu vine din credință sau din încredințare este păcat. Dacă te-ai pus sara să te culci și crezi că patul ăla o să-ți dai ție o odihnă, ești un păcătos. Somnul ăla e un păcat înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu îți dă o odihnă. Și te culci în credință. Fiecare lucru pe care îl faci ca și credincios trebuie făcut în credință. Astea sunt faptele care le cere Dumnezeu de la noi. Eu cum am dus să cumpăr niște mere de la Penny, îți diferit total de un ateu, în cea mai simplă acțiune. Ăla se duce, am câștigat bani, mă duc și mi-am luat mere, bune merele. Eu am câștigat bani cu puterea lui Dumnezeu, mă duc la Penny sau de la Profi să-mi cumpăr niște mere, spun ce mere frumoase o crea Dumnezeu. Două perspective total diferite asupra unui lucru banal. Te-ai pus la masă, reușit să cumpăr, să fac, să nu știu ce. Tu te pui la masă și spui, bunurile astea de mâncare vin de la Dumnezeu. Că de asta te rogi, dă-ne nouă pâinea, cea de toate zile. Și dacă ți-a dat mai mult, atunci sigur vine de la Dumnezeu. Asta e diferența între un creștin și un necreștin. Cele mai micuțe lucruri în viața unui creștin arată spre altcineva. Nu spre el, spre altcineva. Spre altcineva. Da? Credința întotdeauna va produce fapte. Spune apoi să unim cu faptele noastre, să unim cunoștința. Cunoștința este ceea ce direcționează faptele noastre. Dar prima dată credința direcționează faptele. Eu fac credință în relație cu Dumnezeu. Însă nu fac credință în relație cu Dumnezeu după capul meu. Eu așa cred că trebuie să fac fapte. Eu așa cred că trebuie să trăiesc. De unde știi cum trebuie să trăiesc? De unde știu eu cum trebuie să trăiesc? Trebuie să cunosc lucrurile. Și cunoștința vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Prin cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să aibă nicio scuză. N-am știut. Domnule, te înțeleg. Acum 500 de ani sau 600 de ani, când se predica în biserici, în limba latină, oamenii stăteau ca proști acolo. Auzeau o limbă străină. Nu înțelegeau nimica. Nimic. Băia, aia nici nu aveau Biblie în limbile lor. Nu aveau Biblie. Aia au un fel de scuză. Dar noi, Biblia ne spune cum trebuie să trăim și ne-a dat provizii pentru această trăire. Să unim cu credința fapta, cu fapta cunoștința, că cunoștința direcționează, dă direcții, principii pentru faptele noastre. Cu cunoștința zice să unim înfrânarea. Nici înfrânarea nu iubită de oameni. Nici înfrânarea. Știți că ce e mai ușor pentru oameni? Zic că mai bine nu mă uit deloc, mai bine nu fac nimic, mai bine decât să fac lucrurile în cantitatea în care trebuie. Asta e o problemă. E o problemă. Ce ar fi dacă nu te poți înfrâna de la mâncare? Nu mai mănânci deloc? Unora le se pare că regulile astea sunt mai bune, dar nu sunt mai bune. Eu demonstrez cel mai bine lucrarea Duhului Sfânt în viața mea când sunt înfrânat. Nu că mă abțin de la toate lucrurile. Și uite oamenii la mine și zice, ăsta e un fel de pocăi din ăsta călugăr. Ăsta nu face nimic, nici nu știu ce face ăsta. Noi suntem la mănăstire, angajați la mănăstire. Nu. Noi trebuie, prin lucrarea Duhului Sfânt care lucrează, care este activ în viața noastră, să echilibrăm fiecare lucru în viața noastră. Fiecare lucru. Asta e înfrânarea. E starea aia, puterea lăuntrică pe care o ai de a spune, acum trebuie să pun stop la lucrul ăsta. Îți trebuie înfrânare. Unii zic, eu n-am niciun fel de dependență. Poate e dependent de muncă. Hămălește, trage. Doare, nici timp, nici de biserică, nici de Biblie, nici mica. Frate, că trebuie să muncim. Nu o spune Biblia să muncim. Omule, oprește-te. Îți trebuie înfrânare și la lucrurile bune. Și în general, aici e ispita diavolului. Să te înfrânezi în lucrurile bune. Ce e rău să mănânci? E rău să muncești? E rău să-ți cumperi lucruri? Nu asta e rău. E rău că nu te poți înfrâna. Și să spui, după principiile pe care mi le-a lăsat cuvântul lui Dumnezeu, cam atâta trebuie să muncesc. După principiile pe care mi le-a lăsat cuvântul lui Dumnezeu, cam atâta trebuie să cheltui pe haine. După principiile pe care mi le-a lăsat Dumnezeu, cam atâta trebuie să cheltui pe mâncare. După principiile care mi le-a dat Dumnezeu, cam atâta trebuie să dau la prunci. Trebuie să fiu un om echilibrat, un om înfrânat. Și înfrânarea, de fapt, prima problemă este
cu ceea ce e înăuntru nostru. Înfrânarea este o capacitate de a te ține pe tine în stăpânire. Aia e problema, că noi am ține pe alții în stăpânire. Eu încerc să-mi înfrânez pruncii mei, dar de multe ori nu mă înfrânez pe mine, nu? Știți, mă enervez că se enervează ei. Și mă duc să-l disciplinez pe el plin de nervi că el s-a enervat și a fost mânios. Păi ce minte e asta? Eu nu mă înfrânez și îl judec pe el și îl critic. Eu am născut din nou, îl judec pe el și îl critic pe el și îl pedepsesc pe el că el nu se înfrânează, care e nenăscut din nou. Dumnezeu știe, dacă am așa să arată câteodată. Deci e o problemă. Lucrarea Duhului Sfânt în noi face ca să ne înfrânăm. Dar spune, înfrânarea asta vine din cunoașterea pe care o ai. Din adâncirea în cuvântul lui Dumnezeu. De aici vine înfrânarea. Cu înfrânarea zice să unim răbdarea. Înfrânarea, dacă este o stare lăuntrică, înfrânarea dacă privește impulsiunile astea lăuntrice de a exagera, răbdarea e necesară pentru lucrurile din exterior, când circumstanțele din viața noastră nu sunt favorabile și trebuie să rabzi. Nu le poți schimba, trebuie să rabzi. Și așa lucrează Dumnezeu caracter în viața noastră. Nu ne întrebăm câteodată. Doai, de ce trec prin una? De ce trec prin alta? Suntem așa de furioși. Unde-i Dumnezeu? Ce face Dumnezeu? De ce ne încearcă Dumnezeu? Ca să lucreze în noi? Răbdare. Mai cer câteodată. Doamne, dă-mi. Știi ce spui când vreți să vă traduc rugăciunea asta? Doamne, dă-mi răbdare? Doamne, dă-mi necazuri. Ai un prunc. Doamne, dă-mi răbdare cu pruncul ăsta. Să mai dau unul. Acolo e răbdare. Păi cum crezi că o să lucreze Dumnezeu răbdare în tine? Doamne, dă-mi răbdare la lucru, că nu mai suport cu colegul ăsta meu. Îți mai dă unul mai rău ca el. Ca să lucreze Dumnezeu. Cum ai aștepta să îți dea Dumnezeu răbdare? Stai pe fotoliu, te gândești sau asculți la Alfa și Omega, Doamne ferește, sau la Credo TV și zici, simt așa cum intră o răbdare în mine. Așa crezi că vine răbdarea? Nu. Răbdarea asta e necesară. Să rabzi ce? Ceva care nu-i favorabil, nu ceva care nu-ți convine. Atunci rabzi. Eu nu niciodată când mă duc să mănânc o mâncare bună, nu zic, hai ce răbdare, întreb acum acasă. Nu întreb nicio răbdare. Când lucrurile merg bine. Răbdarea e necesară când lucrurile merg prost. Acum puteți să nu vă rugați să vă dea Domnul răbdare, că el o să vă dea oricum. El o să vă dea oricum. Numai Biblia spune că noi trebuie să unim cu înfrânarea răbdarea. Noi trebuie să fim angajați în procesul ăsta. Cu răbdarea zice să unim evlavia. Să știți, teologii sparg tare mult capetele lor mari cu a explica ce e evlavia asta. Unii zic că e una, unii zic că e alta. Dar dacă ar fi să unesc așa cum se explică lucrurile, evlavia este teama aceea de Dumnezeu care duce la o viață transformată. Fiindcă mă tem de Dumnezeu în orice clipă din viața mea, voi trăi în tocmai, să vă arăta lucrul ăsta. Adică tot ce îmi cere Petru să fac aici, eu fac dintr-o treamă profundă de Dumnezeu. Sunt un om evlavios, mă tem de Dumnezeu. Nu că mă trăznește, ci mă tem de Dumnezeul acesta extraordinar care a lucrat într-un asemenea mod în viața mea. Și mă tem să-L jignez, mă tem să-L ofensez pe Dumnezeul acesta. Mă tem să bajocoresc darurile pe care El mi le-a dat. Cu evlavia după aia descrie două relații. Să unim dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de oameni. Vedeți prioritățile? Întâi este dragostea de frați și după aceea este iubirea de oameni. Prima noastră prioritate sunt credincioșii. Casa lui Dumnezeu. Și vă dați seama, credincioși, asta e un lucru foarte interesant în vremea în care noi trăim. Domnul a spus, dragostea celor mai mulți se va răci. E un lucru foarte interesant. Nu se mai suportă frați unii pe alții. Zice, eu mă împac mai bine cu oameni din lume. Tare mă tem că o să fie acolo unde o să fie oamenii din lume. Tare mă tem pentru tine. Dacă eu mă simt mai bine cu nelegiuiții lumii astea, dacă eu mă simt mai bine cu stricații, cu destrăbălații, cu oamenii care n-au nicio treabă cu Dumnezeu, au o problemă. Gravă! Dacă eu mai degrabă aș mânca la mol cu necredincios, am o problemă. Dacă mai degrabă m-aș pune să fac ceva cu necredincios, am o problemă. Eu nu mă simt bine în compania sfinților. Ce crezi că o să te chinuie Dumnezeu o veșnicie întreagă să stai lângă El? Bă, și tu ești pe lângă mine. Ha, n-am scăpat de voi pe pământ, acum trebuie să stau o veșnicie lângă voi. Nu o să-ți facă Dumnezeu treburi din asta. Nici vorba de așa ceva. Un credincios adevărat va iubi pe frații lui. Va iubi pe frații lui. Ca să spune, dragoste de frați, cu dragoste de frați, extinde această dragoste la oameni. Extinde această dragoste la oameni. Și dacă nu ne vine să le facem, spune Petru să ne silim, să nu uităm. Viața de credință este o silire. Și silirea asta este reală în viața noastră când înțelegem că Dumnezeu ne-a pus la dispoziție, a pus în noi toate aceste provizii. Zice că ne-a dăruit deja.
tot ce privește viața și evlavia. Eu nu-s descurat, frate. Da, o zic că să mă silez. De acum mă străduiesc așa, o să fiu posac, posomorât, ofticat, supărat, plângăcios toată viața. Că așa au zis, să ne silim. Nu! Petru le îmbină. E un paradox într-un fel. Parcă e o contradicție, dar nu e o contradicție. Zice că ne-a dăruit Dumnezeu tot! Silește-te acum. Tocmai de asta mă silez, că mi-a dăruit Dumnezeu tot. Și el ne dă și o motivație. Versetul 8 zice căci te motivează acum. De ce să te silești? Păi ți-a dat de mai sus motivație. S-a dat Dumnezeu atâtea binecuvântări că te poți sili acum. Un necredincios oricât s-ar sili, degeaba. Cel mai mare chin pe pământul ăsta, nu la oamenii necredincioși, să știți. Ăștia nu prea au mustrări așa de conștiință. Mai au din când în când, dar n-au probleme. Cel mai mare chin la necredincioși care vin în adunare. Și vin în adunare și încearcă să trăiască ca și credincioși. Așa ceva nu-i posibil. N-ai cum să fii necredincios să trăiești ca și credincioși. E un chin! Și să vezi că totdeauna e supărat, e așa, pus într-o lucrare pe care nu poate să o ducă. El nu cunoaște puterea lui Dumnezeu. El n-a fost adus la viață. El nu e o făptură nouă. El nu cunoaște lucrarea Duhului Sfânt în viața lui. Să chinuie. Să chinuie degeaba. El trebuie întâi să fie chemat la viață, cum spune Petru. Chemat prin slava și puterea lui. Ne dă motivație. Ce motiv avem să trăim așa? Ce motiv avem să trăim așa? Da, de la versetul 5 la versetul 7, toate aceste virtuți, descriu într-un fel practica vieții noastre, da? Cum trebuie să arate viața noastră? Motivația. Căci dacă aveți din... Să știți, cuvântul ăsta e frumos, dar e și o mustrare pentru noi. Uneori umblăm cât să avem minim. Dom'le, cât de puțin trebuie să fac ca să fiu în regulă cu Dumnezeu? Să nu te strufoși prea mult. Petru spune că noi ar trebui să ne dorim aceste lucruri din belșug. Din belșug. Nu să avem o etică din asta minimalistă. Cât de puțin să fie? Cum zic eu? Eu așa mi se pare mie că mentalitatea asta necredincioșilor a intrat și în adunări. Ei vor să fie numai, toți vor să fie pe pragul raiului. Să nu-i fie niciunul acolo aproape de tron. Că poate îl mistuie prezența Domnului. El se mulțumește, nu mă zice de pe prag. Dom'le, cât de lat ar trebui să fie pragul ăla, că toți vor pe prag. Mai mult o să fie pe prag decât nu. Nu există așa ceva. Nu există niciun prag. Îs toți care intră sau nu intră. Asta e singurile opțiuni, asta spune Biblia. Ai intrat sau nu ai intrat. Nu există niciunul care poposește pe prag. Să încurce pe alții pe acolo, da? Să fie clar lucrul ăsta. Petru spune că ar trebui să avem din belșug aceste lucruri noi. Să le dorim din belșug. Să le dorim din belșug. Cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni, credința, fapta, toate lucrurile astea să le avem din belșug. Viața de credință, viața mântuitului, nu este un set de reguli ca la decalog. Să nu și tot așa. Cobori până la vale și găsești reguli să nu. Nu vedeți? Este un aspect pozitiv. E adevăr că e adevărat lucrul acesta și e adevărul Scripturii că n-avem voie să facem o grămadă de lucruri. Că Scriptura ne interzice atâtea lucruri. Da? Dar în același timp există o parte pozitivă. Noi trebuie să avem anumite lucruri. Să avem anumite caracteristici. Să avem niște lucruri pozitive în viața noastră. Da? Și ele sunt descrise la versetul 5 la versetul 7. Evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, credința, fapta, toate astea sunt lucruri pozitive care trebuie să vadă în viața noastră. Da? Nu numai că nu facem anumite lucruri, ci că facem ceva. Că producem ceva. Că în noi se construiește echipul Domnului Iisus Hristos. Că spune Petru așa, că dacă aveți aceste lucruri din belșug în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Vedeți ce se încearcă? Se încearcă în viața de credință să se producă în noi progresiv, în timp, chipul Domnului Iisus Hristos. Eu îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos și cunoașterea aceasta a Domnului Iisus Hristos produce în mine ceva. Rodește în mine ceva. Eu nu pot zic că îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos și rămân la fel. Nu există așa ceva. Cu cât îl cunosc mai mult pe Domnul Iisus Hristos, cu atât voi semăna mai mult pe El. Voi semăna mai mult cu El. Caracterul lui se va împlina prima în mine. Dacă mi-ați permite imaginea asta, metafora asta. Stai în fața lui Hristos și cu cât stai în fața lui Hristos, radierea aceea feței frumoase a Domnului Iisus Hristos, a caracterului Domnului Iisus Hristos, la asta mă refer, se va imprima asupra ta. Dacă te uiți la chipul acestei lumi, vei deveni ca ea. Vei deveni ca ea?
Dar dacă mă uit la Domnul Iisus Hristos, voi prelua chipul Domnului Iisus Hristos. Iar chipul Domnului Iisus Hristos ne este prezentat în Biblie. Să nu aștept la vedenii sau ceva revelație, la icoane, ca să devin ca Iisus. Nu voi deveni roditor, nu voi fi leniș, voi deveni roditor cât timp percep, cât timp privesc, cât timp contemplu caracterul, chipul Domnului Iisus Hristos în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă noi nu ne dăm toate silințele, atunci să știți să facem un blocaj aici, să facem o rupere. Face o rupere. Relația mea cu Hristos se va răci. Pentru că El spune, dacă avem din belșug în noi, nu vom fi leneși, neroditori în ce privește deplina cunoștință. Dar dacă noi nu ne dăm toate silințele, să știți, lucrurile se vor răci între noi și Dumnezeu. Chiar dacă suntem credincioși adevărați. În relația noastră cu Domnul Iisus Hristos, lucrurile nu vor merge bine. Da? Este o prezentare pozitivă aici, o motivație pozitivă. Dacă avem din belșug aceste lucruri în noi, nu vom fi nici leneși, nici neroditori. Sunt credincioși? Leneși. Puturoși! De ce? Că nu-ți preocupați cu lucrurile astea. Nu-i. O intrat așa într-o delăsare, într-o apatie, într-o indiferență. Leneși. Și îi numește aici Petru neroditori. În ce privește deplina cunoștința Domnului Iisus. Dacă îl cunoști pe Domnul Iisus cu adevărat și ești preocupat de lucrul ăsta, nu vei fi nici leneș, nici neroditor. În ce spune Petru aici? Nu zice să fii așa, să ai un activism din ăsta, să te preocupi de tot felul de lucruri. Nu, în ce privește chipul Domnului Iisus, să se cel mai grozav lucru pe care îl poți face prin puterea lui Dumnezeu. Ne dă și o motivație negativă. Ne arată cum este un om care are din belșug lucrurile astea, cum este un om care nu are. Versetul 9. Dar cine nu are aceste lucruri? Acum, gândiți-vă puțin. Cine nu are aceste lucruri? Cine nu are credință? Ce e acela? Ce e acela care nu are credință? Că zice, nu zice cine nu are din belșug. Cine nu le are deloc? Ce e ăla care nu are credință? Un ateu practicant. El poate să zică, crezi în Dumnezeu? Da, cred. Unde-s faptele tale? A, nu sunt. Minciună. Și v-am spus, nu? Joi. Acum zice, crede în Dumnezeu? Peste 30 secunde zice, da, ce s-o întoarce cineva dincolo? Deci crede și nu crede în același timp. E un mincinos. E un ipocrit, un fățarnic, da? Spune, cine nu are aceste lucruri este orb. Un credincios nu este orb. Nu este orb. Umblă cu ochii închiși. Acum, imaginați-vă dumneavoastră. Ce nebun trebuie să fie ăla care să meargă cu ochii închiși? Dar asta este nebunia. Să trăiești fără Dumnezeu, asta e nebunia absolută. Să mergi prin viață și să trăiești fără Dumnezeu. Asta e nebunie. Dar știi ce mai nebunesc decât lucrul ăsta? Să fii în biserică o viață întreagă și să rămâi cu ochii închiși și orb. Crezi că lucrul ăsta nu e posibil? Pe cine numește Domnul Iisus Hristos în vremea Lui nebuni și orbi? În Ioan 9, când vindecă Domnul Iisus Hristos un orb, le spune Domnul, dacă citiți finalul capitolului, îi acuză tocmai pentru că știau lucruri, știau cuvântul lui Dumnezeu mai bine decât tot poporul. Și erau în continuare orbi și de asta erau vinovați. De asta erau vinovați. Stăteau cu capul în lege toată ziua și ei erau orbi. Îi învățau pe alții și ei erau orbi. Se rugau mai mult decât alții și ei erau orbi. Dădeau zecială mai mult decât alții și ei erau orbi. Se duceau la templu mai mult decât alții și ei erau orbi. Erau orbi. Știți de ce? Pentru că n-aveau caracterul ăsta. Și Domnul spune, dacă neprihănirea voastră nu întrece neprihănirea fariseilor, adică Domnul zice, ar trebui să aveți o neprihănire mai mare decât elita religioasă a vremii voastre. Că ei nu făceau aia, nu făceau aia, nu făceau aia, dar n-aveau caracterul ăsta. Nu erau oameni de caracter. Nu erau oameni care semănau cu Domnul Iisus Hristos. Nu aveau aceste lucruri. Erau ori umblau cu ochii închiși. Dacă îi vedea un om care trece pe stradă acum, gândiți-vă la imaginea care o folosesc. Vezi că merge cu ochii închiși. Și merge. Ce zice de despre el? Ăsta mai devreme sau mai târziu? O să intre cu capul într-un stâlp. Sau o să iei în grop. Asta e destinul unui asemenea om. Nu are ce să... Nu are ce să spui altceva. Umblă cu ochii închiși și auziți. A uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Deci este un om aici și eu cred că se referă la oameni care au intrat în adunare și care au scăpat de vicii. El nu mai bea, el nu mai fumează, el nu se mai duce la discotecă, dar știi ce îi lipsește? Roada. Aia e problema. Eu am văzut mulți oameni din ăștia, copii de credincioși.
El niciodată nu a fost în lume, el niciodată nu a fost curvar, el niciodată nu a fost hoț, el niciodată nu a fost bețiv, el e un băiat bun. Dar nu se vede roada în viața lui. Și Domnul Iisus a spus foarte clar, îi veți cunoaște după, nu dacă s-o lăsat de vicii, bine dacă s-o lăsat de vicii, ci vei cunoaște după roadele lor. Unde e roada, Domnule? Eu nu mă mulțumesc numai că el nu face nu știu ce prostii mari sau scandaluri în sat. Eu vreau să văd în el roadă. Ce-ar fi dacă ai avea un pom în curte și ar arăta extraordinar? Plin de frunză, verde în fiecare vară. Și te uiți la în el și n-ai vedea? Dacă ar intra un vecin la tine și îi spune, uite la pomul ăsta, la mărul ăsta, uite, nu are verde, îi stropit, uite ce verde aici, nu vezi un asemenea verde pe alt pom, Domnule. Uite ce crăci groase, sănătoase, puternic, nu-i nimic uscat în pomul ăsta. Și vecinul te-ar întreba, auzi, uite, nici n-are mere stricate, nu este nici măcar un măr putrezit în el. Dar este măcar un fel de măr, apă bă, nu este. Ce folos? Da, stai la umbra lui. Numai să se întâmplă cum spune în Scriptură. Tăiați-l. Că n-are rod. Tăiați-l că n-are rod. N-are rău, aparent, scandalos, vicii. Dar nu are roadă. Nu are roadă. Și un asemenea om a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Pentru că dacă ești curățit de vechile lui păcate, trebuie să vadă și partea cealaltă. Înnoirea. Rodirea. Rodirea, da? Rodirea. Dar cine nu are aceste lucruri este ori umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. În concluzie, seara aceasta am vrut să arăt modul în care proviziile pe care Dumnezeu ne le dă, puterea pe care Dumnezeu ne dă, promisiunile pe care Dumnezeu ne le dă, părtășia la fierea dumnezeiască pe care Dumnezeu ne le dă, progresivitatea asta a harului și a păcii pe care Dumnezeu le lucrează în viața noastră, cunoașterea lui Dumnezeu pe care Dumnezeu ne le dă, se leagă indivizibil, nu le poți desparte. Se leagă de porunca care ni se dă nouă să ne silim. Se leagă de practica unei vieți creștine. Nu există viață creștină fără practică. Pe vremea când eram eu în liceu, nu tare din mult, bro, 10 ani, se făcea, la un moment dat, practică. Făceam mai multă filozofie acolo, politică, învățam noi tot felul de lucruri și după aceea ne ducea la cât timp stăteam în bancă. Și toți eram niște leneși și neroditori. Ni se părea că suntem tare grozavi. Învățam, poate uneori teoria, mai dam lucrări, mai copiam, mai făceam unde ce mai făceam pe acolo. Dar la un moment dat ne scotea la practică, la muncă. Există o binecuvântare a lui Dumnezeu. Există o primire a vieții creștine. Există o progresivitate a harului lucrat în noi. Există provizii pe care ni le dă Dumnezeu. Dar la un moment dat Dumnezeu ne dă și porunci. Și poruncile astea trebuie să se vadă în practica noastră de fiecare zi. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi să fim creștini din aceea, creștini din aceea autentici. Nu orbi, nu leneși, nu neroditori, nu care umblăm cu ochii închiși. Poate din când în când ne-ar prinde bine să mai tragem unul pe altul de mânică. Frate, deschideți ochii. Că umbli cu ochii închiși de o bucată de vreme, în punctul ăsta sau în punctul ăsta. Și n-ar trebui să fie niciun fel de supărare pentru noi. Că e mai bine să te tragă unul acum. E că să dai cu capul un stâlp sau să cazi în groapă și la urmă să te trezești că te-ai înșelat toată viața ta. Ai crezut că ai realizat nu știu ce, că nu te mai duci unde se duce lumea. Dar dacă în mine nu s-a văzut sau în tine nu s-a văzut chipul lui Hristos, roada Duhului Sfânt, atunci sunt pierdut, sunt auto-înșelat. Sunt auto-înșelat. Să ne dea Dumnezeu această binecuvântare a productivității în practica vieții creștine. Amin.